După mai bine de un deceniu de când a fost închisă stațiunea balneară Vața de Jos, își redeschide porțile pentru turiști chiar luna aceasta. Apele termale de aici sunt cunoscute pentru proprietățile curative pe care le au, putând fi tratate afecțiuni precum cele reumatice, neurologice, ginecologice ori ale sistemului nervos, dar și boli profesionale. Investitorul privat care a achiziționat complexul a reușit ca în niciun an de la debutul lucrărilor să le finalizeze în cea mai mare parte. Prilej de bucurie și pentru comunitatea din Vața de Jos. Acest complex a fost achiziționat de către un investitor care chiar investește bani în complex la Vața și vă rog să mă credeți că investițiile sunt vizibile. Și dacă în urmă cu un an și jumătate era o junglă, astăzi se vede cu ochiul liber că este o investiție majoră și că acolo se mișcă lucrurile și că în viitor apropiat se va redeschide oficial, să zic așa, complexul Vața Băi. Ce înseamnă viitorul apropiat? Vorbim de anul acesta? Vorbim de un an, doi? Vorbim de câteva săptămâni. Să zic, când se va deschide oficial, probabil că sezonul estival va începe puțin mai târziu, pentru că deocamdată strandul este în renovare și va mai dura puțin până când se vor deschide toate hotelurile din complexul Vața Băi. Se va pune și accent pe baza de tratament. Am avut mai multe discuții cu investitorii de la Vața și chiar dinși spuneau că o să facă contract cu casa de asigurări pentru a putea oamenii să meargă la tratament la Vața. Stațiunea Vața de Jos este celebră pentru apele sale termale cu proprietăți curative deosebit de eficiente în tratamentul bolilor reumatice, a convulsiilor spasmodice, inflamațiilor, paraliziilor, afecțiunilor tubului digestiv, glandelor anexe, afecțiunilor ginecologice ale sistemului nervos și bolilor profesionale. Odată cu modernizarea stațiunii, în baza de tratament se vor asigura și alte proceduri medicale. La începutul secolului al XX-lea, băile de la Vața erau vizitate adesea de regele Carol al II-lea.